În februarie 1981, o boală mi-a atacat corpul. La începutul acestei boli, nu i-am acordat prea multă atenție, pentru că doar aveam o febră ușoară. M-am gândit în sinea mea, ok, e doar o răceală. Am început să iau calmante acasă încă 3 zile. În a cincea zi, temperatura mea s-a înrăutățit, așa că am fost la medic. Doctorul m-a examinat și mi-a prescris niște medicamente și m-am întors acasă. Am început să iau medicamentele, dar nu păreau să funcționeze. Până în a opta zi, febra se agravase și pe deasupra simțeam și o răceală ciudată în tot corpul. Oasele mele aveam impresia că sunt zdrobite și simțeam că capul meu va exploda. Atunci familia mea a decis să mă ducă la un alt medic. Acest doctor m-a examinat și mi-a spus: "Nu ești bolnav." Familia mea s-a plâns și a spus: "Cum poți să spui că nu este bolnav când am avut grijă de el în ultimele 8 zile și a trecut prin febră și durere îngrozitoare din cauza bolii sale?" Doctorul m-a examinat din nou și mi-a răspuns: "Temperatura ta este normală, pulsul tău este normal, nu găsesc nicio alterare în corpul tău, totuși îți voi administra medicamente pentru că spui că ești bolnav. Voi fi sincer cu tine, îți rostești banii pentru că e sănătos." Mi-a dat medicamentul și am plecat acasă. Când m-am întors acasă, familia mea critica diagnosticul medicului și spunea că nu este calificat să practice medicina. Am încercat să mă ridic de unde stăteam, dar trupul mi-a fost guduit de o răceală agresivă și am leșinat pe podea. Familia mea m-a luat și m-a dus în pat. Apoi această răceală pe care am simțit-o a devenit mai puternică și mi-a stăpânit întreaga ființă. Pe măsură ce orele treceau încet, simțeam că capul meu va exploda și că frigul îmi zguduia fiecare parte a ființei în timp ce mă odihneam. Slavă Domnului că membrii familiei mele sunt creștini. Ei au invitat frați în Hristos din biserică să se roage cu mine, dar nu a fost vindecat. În ziua 15-a, toate organele mele interne s-au inflamat și nu am putut nici să mănânc, să dorm, să beau apă. Fiecare experiență alimentară a fost însoțită de durere. Chiar și să dorm a fost o experiență la fel de dureroasă. Când familia mea a văzut starea mea înrăutățită, m-a dus la clinica Salvadoran, care este un centru medical privat. Medicii au fost imediat îngrijorați și mi-au pus oxigen, soluții saline și un monitor cardiac când au început să facă teste. 2 zile de teste au continuat când eram în clinică, dar vreau să vă spun și vouă, prietenilor care ascultați acest material, că s-a întâmplat ceva ciudat în acel loc. Corpul meu era perfect sănătos. Durerile pe care le-am avut au dispărut. Durerile de cap, frigul, durerile din corpul meu au dispărut. Familia mea a decis să mă ia acasă pentru că ținerea mea în clinică era foarte costisitoare. Timpul a trecut și nu știu cât timp, dar dintr-o dată corpul meu a fost cuprins din nou de acel frig nervos și febră. În ziua 25-a am stat deja 10 zile fără să mănânc, să dorm și fără să beau apă și corpul meu era deshidratat. Arătam doar ca un schelet viu. Familia mea și-a dat seama că sunt pe moarte, așa că m-au dus la Spitalul General din El Salvador. Când am ajuns, unul dintre doctori mi-a spus: "Nu-ți face griji, în curând vei pleca vindecat." Nu a înțeles acel doctor că această boală nu era naturală, dar era supranaturală. Această boală era voia lui Dumnezeu. Medicii mi-au tot dat diagnostice diferite, dar nu au avut niciodată dreptate. Dacă aș fi încă acolo astăzi, i-ar dezbate despre ce este neregulă cu mine. Medicii m-au testat la acest spital timp de 3 zile și n-au găsit nimic în neregulă cu mine. Au folosit toate tipurile de teste disponibile. A fost atât de ciudat pentru că de fiecare dată când mergeam la medic, simptomele plecau și apoi orice mă chinuia revenea să mă posede când mă torceam acasă. Am ajuns acasă și familia mea a fost și mai îngrijorată. Ei au spus: "Fie ca Dumnezeu să te țină sănătos de data asta, Dumnezeu să țină departe de tine acea boală și să aibă milă de tine pentru că aceasta să fie ultima ta vizită la medic." Totuși, boala a revenit și în ziua 33-a am murit. Am avut o întâlnire care mi-a schimbat viața cu Domnul nostru Iisus Hristos.
Lăudat să fie Domnul! În acea zi a fost și mai rău. Am avut febră în acea dimineață, dar am adormit în mijlocul zilei. M-am odihnit aproximativ o oră, apoi acea boală mi-a revenit în corp. Pe la ora 7 seara, mama se rugase pentru mine. După rugăciune, ea a spus: Fiule, slavă Domnului că febra ți-a părăsit trupul. Ascultă, din moment ce nu vrei să mănânci sau să bei, măcar încearcă să dormi puțin și să te odihnești. S-a dus în sufragerie și mi-a spus: Te las o clipă în pace, este cineva care mă cheamă. Mă uitam la ușă și deodată am văzut o femeie care a intrat pe ușă. Arăta ca o femeie normală, cu părul lung până la tale și purta haine gri. Mi-am întors fața spre perete pentru că am crezut că este o soră de la biserică la care obișnuia să frecventeze mama. Deodată am auzit o voce care mi-a spus: Am venit aici să te iau. Mi-am întors fața să văd cine era cu adevărat persoana respectivă și nu era aceeași persoană pe care o văzusem înainte. Înfățișarea lui a fost în câteva cuvinte oribilă. Este greu de descris cu cuvinte cât de îngrozitor a fost. Tocmai am văzut că avea ochii roșii, dar ceea ce m-a făcut să mă simt mai speriat a fost că l-am văzut scoțând din haine un pumnal de vreo două picioare lungime. Și m-am repezit și apoi am început să luptăm. Vă puteți imagina cât de tare am țipat în timp ce familia mea era în sufragerie vorbind. Când m-au auzit țipând, au fugit imediat și a deschis ușa și au rămas uimiți pentru că mi-au văzut trupul ridicat, sărind, căzând și învârtindu-se în jurul patului respectiv. De parcă m-aș lupta cu o persoană imaginară. Când m-au văzut familia, m-au tot întrebat ce e neregulă cu mine, ce se întâmplă. I-am rugat să mă ajute să ia moartea departe de mine pentru că am crezut că moartea a venit să mă ia. Familia mea necăjită mi-a strigat și mi-a spus că nu pot intra și nici măcar să se miște din cauza unei forțe supranaturale din interiorul corpului lor, care nu le permite să se miște de unde stăteau. Am continuat să lupt cu acea ființă, iar corpul meu a început să slăbească. Am simțit că a început să mă cucerească. Când am fost învins, am simțit cum acel pumnal mi-a trecut prin inimă și a murit. Nu știu cât timp a trecut. Prietene, vreau să spun despre trei lucruri pe care diavolul le pune în mintea oamenilor. El pune multă neîncredere și multă conformitate cu lumea în inimile oamenilor. Oamenii se întreabă dacă diavolul este ca ceea ce ne arată lumea că este sau dacă este ca ceea ce ne arată Biblia. Diavolul vrea ca oamenii să creadă că sufletul nu există. Diavolul spune că mormântul este sfârșitul existenței tale, nimic mai mult. De asemenea, vrea ca oamenii să creadă că există un purgatoriu unde oamenii vor merge să-și plătească păcatele și apoi Dumnezeu îi va lua de acolo pentru a-i pune în rai cu el. Vreau să-ți spun, prietene, că acestea sunt unele dintre cele mai rele minciuni ale diavolului, pentru că, în primul rând, sufletul există. În al doilea rând, mormântul nu este sfârșitul vieții. După această viață există o altă viață care este veșnică. În al treilea rând, purgatorul nu există. Aceasta este o minciună a diavolului și o invenție a oamenilor. Pentru că dacă o persoană nu se pocăiește sau nu se îndepărtează de păcatele sale și se apropie de Iisus Hristos și plătește datoria păcatului cu Dumnezeu, va trebui să meargă în iad ca mine. Când acel pumnal mi-a trecut prin inimă și a murit, nu știu cât timp a trecut după aceea, ci sufletul meu, adevărata mea personalitate, a început să-mi părăsească corpul. Personalitatea reală nu este cea pe care o poți vedea și atinge, dar personalitatea persoanei reale este sufletul. Sufletul este cel care simte, vede, raționează, aude și de asemenea este cel care va trebui să stea odată pentru totdeauna înaintea Domnului, pentru a da socoteala de faptele cuiva în ziua de pe urmă. Am început să împărsesc corpul și să plutesc în cameră. I-am văzut pe frații mei plângând și strigând că sunt mort. O vedeam pe mama în genunchi, plângând înaintea prezenței Domnului și îmi vedeam și propriul trup palid și rigid pe acel pat. În acea cameră am contemplat lumea pentru ultima oară. Apoi am început să simt că ceva mă atrage ca un magnet într-un întuneric care a început să mă acopere. Am vrut să fug, dar nu am putut. Această ființă mă trăgea cu viteza luminii. Nu puteam scăpa deși voiam. Spre noi am putut vedea un fel de munte, iar când ne-am apropiat am putut vedea o deschidere
ca un crater. În fundul acelui crater am văzut o masă roșiatică care voia să ajungă la noi. Acolo am văzut minciunile diavolului și mai văd că aveam suflet și că mormântul nu este sfârșitul tuturor, pentru că trupul meu nu era încă îngropat în mormânt, când deja intram în acel loc. Am putut vedea de asemenea că nu există purgatoriu, pentru că am întrebat-o pe această ființă care m-a dus acolo, ce fel de loc este acela? El mi-a răspuns, locul ăsta este iadul, casa ta și este unde merge acum. Am început să strig către Dumnezeu, am vrut să fug, dar nu am putut pentru că acea ușă nu mi-a dat drumul. Am început să-i spun morții că sunt un fiu al lui Dumnezeu, că Iisus Hristos a fost tatăl meu și că eu sunt fiul său și că el a spus în cuvântul său că oricine crede în Iisus, oricine strigă către el, poate veni la el, că Iisus pregătise un loc special pentru fiii săi. Cu toate acestea, voi care ascultați acest material, vreau să vă spun ceva, mai ales pentru cei care doresc să aibă privilegiul unei poziții în interiorul bisericii, pentru toți cei care vor să lucreze în lucrarea lui Dumnezeu sau pentru cei care vor să aibă mântuirea veșnică. Fii foarte atent la felul în care este trăită viața ta înaintea prezenței Domnului. Înainte să am această experiență, mi-am petrecut 7 ani lungi din viața mea spunând oamenilor că sunt creștin, dar faptele mele erau aceleași ca orice persoană lumească, pierdută. De ce spuneam că sunt fiul lui Dumnezeu? Îți voi spune cum era viața mea înainte. M-am născut și eram un om religios. Familia mea era religioasă. Totuși, când aveam 9 ani, am început să mă pierd în păcate, precum fumatul, să fac sex cu femei și să mă îmbăt. Când aveam 12 ani, am devenit independent de tatăl meu și am început să practic vrăjitoria, ocultismul, spiritismul, iar ultimul lucru pe care l-am practicat a fost credința zoricruceană. Din cauza unei boli pe care am avut-o când aveam 12 ani și de când aveam 5 ani eram orb și mi-am pierdut auzul la urechea dreaptă, dar am acceptat Evanghelia. Vreau să vă avertizez că sunt mulți care vin la biserică doar pentru a-și primi vindecarea. Sunt alții care vin la biserică pentru faimă sau bani. Alții vin la biserică doar pentru a-și lua un iubit sau o prietenă. Dar vreau să-ți spun, prietene, că nu trebuie să mergi niciodată la biserică din motive egoiste sau carnale. Ar trebui să mergi la biserică doar pentru a glorifica prețiosul și sfântul nume al Domnului Iisus Hristos. Cu toate acestea, am vrut doar să obțin o vindecare fizică pentru viața mea de la biserică și odată ce am primit-o, am început să fiu activ în biserică. Totuși, când eram activ, diavolul a început să-și arunce săgețile, iar eu am început să mă laud și să fiu mândru, ipocrit, răzvrătit, mincinos și chiar am început să-l văd pe păstorul meu ca fiind inferior mie spiritual, chiar dacă este un mare slujitor al lui Dumnezeu. În ochii mei, totuși el era mai jos față de mine, deoarece aceasta este o problemă comună a ființelor umane. Ne punem ochii mai degrabă pe oameni decât pe Dumnezeu. Sunt mulți care se vor pierde pentru că vor să se simtă mai importanți decât păstorul sau diaconul, poate pentru că au un titlu sau pentru că au bunuri. Te avertizez, prietene, fii foarte atent la felul în care trăiești. Într-o zi păstorul meu, călăuzit de Duhul Sfânt, mi-a spus, frate, pocăiește-te și adu roade vrednice de pocăință. Astfel, vei ști într-o zi că este mânia lui Dumnezeu. I-am răspuns, cum poți să mă judeci dacă ești mai rău decât mine? Aceasta este o problemă majoră a ființelor umane. Milioane de suflete sunt pierdute pentru că își pun ochii pe acțiunile oamenilor și spun, oh, dacă creștinii sunt ca el, ca ea, mai bine rămân așa cum sunt acum. Alții spun, nu voi merge la biserică până când nu se vor schimba păstorul sau nu vor îndepărta diaconul. Îți spun astăzi, prietene, pune-ți ochii pe Iisus Hristos. Este singurul care îți va da mântuirea. De aceea, când eram la ușa iadului, din cauza tuturor răutății și faptelor mele păcătoase pe care le-am făcut, i-am spus morții că sunt fiu al lui Dumnezeu. Dar moartea mi-a răspuns, dacă ai fi fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu, nu mi-ar fi permis niciodată să te aduc în acest loc. Am început să coborâm și când am ajuns în acel loc, am văzut că era acoperit de întuneric și fum.
Când moartea s-a oprit, întunericul a fost tras înapoi ca niște perdele. Apoi am început să intru înăuntru și să simt acel foc și abur și o masă care se topea, ceva ca mierea în clocot. Am început să simt și să aud țipetele a milioane și milioane și milioane de suflete în acea parte a iadului. Moartea a început să se pregătească, să mă arunce în iad, în acele flăcări, și când era pe cale să o facă, chiar în spatele nostru se auzi o voce puternică și puternică, o voce glorioasă a Domnului care a spus: oprește-te acolo. Când a vorbit acea voce, locul în care eram a fost guduit enorm și moartea a fugit din prezența acelei ființe minunate. Voia să văd de la cine venea vocea, dar suna cu atâta autoritate încât până și moartea a fugit din prezența lui. Voiam să văd chipul persoanei care avea acea voce de făcea iadul să se cutremure. Când m-am întors să-l văd, am văzut doar o lumină foarte puternică și n-am putut vedea nimic mai mult. Tocmai am auzit că el s-a apropiat și mi-a spus: de ce spui că eu sunt tatăl tău? De ce spui că ești fiul meu? Este adevărat că am murit pe cruce pe calvar pentru păcatele tale. Este adevărat că am înviat din morți și am adus morții cu mine. Dar dacă ai fi fiul meu, asculta cuvintele mele, ai păzi poruncile mele și ai trăi o viață sfântă. Fiii mei nu sunt adulteri, oameni imorali, idolatri, culitori sau bețivi. Ei nu practică vrăjitorie, nu se laudă, nu bârfesc, nu se ceartă, nu creează dezbinare, nici nu sunt prostituate, homosexuali sau hoți. Toți, absolut toți, cei care practică aceste lucruri aparțin tatălui lor, diavolul. Am simțit că vocea aceea era pe cale să mă distrugă și să mă lovească. Am crezut că această voce mă va trimite în fundul iadului. Din fericire, după aceasta, prietenii mei, acea voce tare, ascuțită și puternică, a început să se transforme într-o melodie și atunci am putut simți atâta dragoste și tandrețe și am simțit că vocea lui a venit la mine ca o adiere proaspătă care mângâia corpul cu un parfum frumos. Aleluia! Am început să-l aud, am început să-l aud spunând: iată, când ai avut milă de alții, ți s-a dat milă și încă o șansă pentru sufletul tău. Lăudați numele Sfânt al lui Iisus! Vreau să spun, prietene, Domnul mi-a spus: Roano, nu mi-a plăcut cum te-ai rugat, postit sau vegheat, nici cum ți-ai dat darurile și zecimea, sau cum ai predicat, pentru că Biblia ne spune că orice seamănă omul, aceea va și se cera. Semănasem răutate, așa că recolta era o pedeapsă veșnică. Domnul a fost foarte clar când mi-a spus că mi s-a dat o șansă, doar pentru că am avut milă de alții. Acești ceilalți la care se referea el, erați voi toți prietenii mei, care ascultați ceea ce vă spun. De dragul umanității, Dumnezeu a permis ca acest miracol să se întâmple, astfel încât să poți fi avertizat că există un loc de chin și că te poți pocăi, să te îndepărtezi de păcat și să scapi de condamnarea veșnică. Dacă faci asta, vei avea șansa de a te bucura de Iisus pentru veșnicie. Doar datorită milei lui Dumnezeu, toți puteți asculta această mărturie. Îndurarea care ne-a fost dată astăzi are scopul de a mări și slăvi numele Sfânt al lui Dumnezeu. Atunci Domnul mi-a spus: uită-te la locul de unde te-am izbăvit. M-a făcut să cobor în fundul acelui loc. Apoi am început să simt că moartea mi acoperă corpul cu flăcări și mă sufocam. Am vrut să scap, dar flăcările m-au pânjolit în timp ce m-au acoperit, iar flăcările m-au prins din nou. Deodată am început să privesc în jurul meu la milioane și milioane de suflete care se aflau în același chin ca și mine. L-am putut vedea pe Domnul Iisus deasupra mea și sufletele strigau către El și i-au spus: Tatăl meu, Tatăl meu, să ieșim din acest loc măcar o clipă. Acele suflete care erau acolo s-ar mulțumi să fie liberate de chin doar o clipă. Vreau să te avertizez că trebuie să profiți la maxim de timpul care ți se oferă și să-l folosești cu înțelepciune pe pământ cât trăiești, pentru că atunci când aceste corpuri fizice vor muri, atunci nu vor mai avea șanse în iad. Ideea de a putea ruga un mort din iad este o minciună a diavolului. Nici măcar cu poși și rugăciune sau zecimi, ofrande, vânzarea bunurilor tale, aprinderea lumânărilor, sunetul clopotelor, nimic nu te va scoate de acolo. Nu îi mai putem ajuta după ce vor muri. Vă voi explica astfel. Când toate sufletele strigau, atunci Domnul m-a scos afară și a întors spatele la restul sufletelor de parcă nu ar fi fost acolo.
Apoi el a început să-mi arate cum era lumea în desfătările ei rele. Mi-a spus, du-te, propovăduiește-le oamenilor cuvântul meu, spune-le să se pocăiască și să se îndepărteze de păcat, spune-le că locul în care merg ei este iadul, spune-le că iadul nu este așa cum le scrie diavolul. Oamenilor, vreau ca ei să creadă că există femei, dans și muzică în iad. Dar spune-le că dacă ei cred că arde focul pământului, spune-le că acest loc este mărit cu 1000 de grade în căldură, iar condamnarea veșnică nu este temporară, nu pentru o zi, nu o lună sau un an. Spuneți-le că condamnarea este clară, pentru că este veșnică și pentru totdeauna. Vreau să te avertizez, de aceea trebuie să profiți din plin de timpul tău, pentru că atâta timp cât trăiești, mai există speranță. Pocăiește-te în acest moment, cheamă pe Domnul să fie mântuitorul tău. Lăudați pe Domnul, pământul este locul unde spui stampila în pașaport, în locul în care vrei să mergi, fie în iad, fie rai. Tu alegi. În focul iadului nu există doar chinul fizic, ci și alți doi factori care chine pe oameni, propria lor conștiință și vinovăția. Conștiința chinuiește pentru că îți amintești de câte ori ai trecut pe lângă o biserică creștină, de câte ori ți s-a dat o broșură, de câte ori ai fost evangelizat, ți s-a predicat, de câte ori ai auzit pe cineva povestindu-ți despre Isus, iar tu ai râs. Și atunci au început regretele pentru că i-a acuzat conștiința. Apoi hulesc împotriva lui Dumnezeu, împotriva părinților lor și încep să blesteme pe oricine îl văd și dacă pot vedea vreun prieten, se acuză unul pe altul și spun, este vina ta că sunt aici. Nu mi-ai spus niciodată despre acest loc, tocmai m-ai învățat să fumez și să fac răul, din cauza ta sunt aici. Dumnezeu totuși vrea să scap de această condamnare veșnică. După asta am văzut o stradă cu sute de oameni cu Biblii sub braț. În timp ce s-au adunat, se luptau unul cu altul și au intrat din nou înăuntru. Domnul mi-a spus, du-te și spune-le acestor oameni răi că trebuie să se pocăiască din inima lor și nu doar cu buzele, așa cum fac ei acum. Domnul a început să spună, spuneți-le că nu sunt fiii mei pentru că poartă Biblii, pentru că și fiii diavolului umblă cu Biblii și își practică ritualurile. Spune-le că nu pentru că se roagă, postez sau privesc au garantat mântuirea lor. Dacă în inimile lor au ură, resentimente, ipocrizie, mânie, luptă, mândrie și aroganță, minciuni, răzvrătire, nu le voi accepta jertfa. Biblia ne spune, când îți aduci darul la altar, amintește-ți că dacă ai ceva împotriva fratelui tău, lasă-ți darul acolo și du-te și împacă-te mai întâi cu fratele tău. Apoi întoarce-te și o vei primi cu bucurie. Aleluia! Apoi el a spus, spuneți-le că nu doar pentru că au o funcție în biserică, nu pentru că cântă frumos, nu pentru că predică frumos, sau pentru că dau jertfe sau zecimi, sau paraliticii sunt vindecați, sau că mulții vorbesc, asta nu înseamnă că sunt mântuiți, pentru că spuneți-le că dacă în inimile lor se află mândria, ipocrizia, răzvrătirea și minciuna, ei vor fi doar schele pentru alți oameni să fie mântuiți, dar ei cu toată mândria lor vor merge direct în fundul iadului. Spune-le că rău inimile și mințile lor în biserici, nu doar trupurile lor, așa cum fac ei astăzi. Pentru că astăzi trupurile lor sunt în biserici, dar mintea lor este în problemele acestei lumi, în dorințele acestei lumi sau în lucrările caselor lor. Spune-le că vreau să mă laude cu inima, dar și cu mintea. Spune-le că vreau să mă laude cu inima, dar și cu înțelegerea lor. Spune-le că vreau să mă laude în duh, dar și în adevăr. Slavă lui Dumnezeu! Fratele și prietenul meu, Dumnezeu vrea să-L lăudăm din toată inima noastră, din toată puterea noastră, din toată mintea. Mulți astăzi îl laudă doar cu buzele, dar inimile lor sunt departe de El. Dar Dumnezeu vrea să-L lăudăm cu toată ființa noastră, suflet, duh și trup. Lăudați pe Domnul! Mi-a spus, Zino, am început să urcăm și am plecat din acel loc groaznic. Pe măsură ce urcam, am început să văd un loc frumos. Am văzut nori albi frumoși, ca de bumbac care se mișcau dintr-un loc în altul. Am auzit și niște laude îngerești care lăudau și slăveau prețiosul nume al Domnului Iisus. Aleluia! După aceea l-am auzit spunând, uite! Apoi am văzut cum norii s-au îndepărtat ca niște perdele și departe am început să văd ceva ce părea ca acoperișul unui castel. Erau uși, ferestre și acoperișuri care reflectau multe culori de parcă ar fi fost multe pietre prețioase, încrustate în ele. Am văzut o stradă albă care strălucea și
Pe laturile ei erau grădini cu flori foarte mari și frumoase, de mai multe culori. Mirosul lor era ca o combinație de mii de parfumuri, delicioase, pulverizate deodată. Domnul Iisus mi-a spus: acesta este ceea ce am pregătit pentru copiii mei. Aleluia! Spune-le că nu sunt un om care minte. Ceea ce le-am promis este adevărat. Toate acestea îi așteaptă pe cei care vor să le primească. Dar spune-le să lupte, spune-le să facă un efort, spune-le să cucerească, pentru că toate acestea sunt gata pentru cei care vor să le primească. După aceea el a spus: observați și contemplați. Am putut vedea o masă atât de lungă cu o față de masă albă, brodată, cu decorațiuni peste tot. Părți ale mesei erau făcute din aur pur și pietre prețioase încrustate în ea. Scaunele erau frumos modelate cu numele celor răscumpărați pe ele. Am văzut felul de mâncare, apoi l-am auzit spunând: iată ce am pregătit pentru copiii mei. Spune-le din nou că nu sunt un om care ar trebui să mintă sau un fiu al omului care ar trebui să se pocăiască. Toate acestea așteaptă pe toți cei care vor să le primească. Dacă nu ai unde să locuiești pe pământ, nu fi trist. În schimb, pocăiește-te și schimbă-ți căile, pentru că în cer sunt conace pe care nicio mână de oameni nu le-a zidit, dar chiar propriile mâini ale Domnului au construit acele conace. Slavă Domnului! Atunci Domnul Iisus a spus: iată, toate acestea sunt pentru cei care vor să o primească, dar spune-le să lupte, spune-le să facă un efort, spune-le să cucerească, pentru că nu toți vor putea intra în acest loc. Am văzut că ceva asemănător cu un cearșaf de in a fost dezlegat și el mi-a spus: dați acest mesaj celor care încep cursa și se întorc, spuneți-le că lașii nu vor moșteni împărăția cerurilor. Du-te, dați acest mesaj oamenilor care renunță și renunță exact când sunt pe cale să termine, aproape de sfârșitul cursei. Încurajează-i să lupte, să depună un efort, să fie perseverenți, să cucerească, pentru că recompensa lor care îi așteaptă este grozavă, mai mare decât și-ar putea imagina oricine. Slavă Domnului! Este adevărat că ceea ce a spus apostolul, ochiul n-a văzut, nici urechea nu a auzit, ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru copiii săi, după aceea glasul Domnului Iisus a schimbat în glas de întristare, ca un plâns, și a spus: uitați-vă la toți cei care au fost aici și nu vor putea intra. Vreau să vă avertizez că nu este suficient să fii religios. Nu este suficient să spui că ești creștin sau că porți o Biblie sub braț sau că mergi în fiecare duminică la biserică. Nu este suficient să cânți, să te rogi sau să postești. Cel mai important lucru este să fugi de păcat, să trăiești o viață cu frică de Dumnezeu și să trăiești o viață sfântă, o viață care este plăcută ochiilor Domnului. Îmi amintesc cu tristețe chiar acum că atunci când eram în iad, mi-am văzut multe rude. Înțelegi cât de groaznic este asta? Mă rugam pentru ei, aprinsesem lumânări pentru ei, am recitat rugăciuni pentru ei, gândindu-mă că o să-i scot din iad și că acum erau în pace cu Domnul. Spre șocul meu total, doar ardă în iad. Am văzut acolo tot felul de oameni, oameni religioși, oameni săraci, oameni bogați, oameni inteligenți și bine învățați, dar și oameni ignoranți. Am văzut de asemenea păstori, evangheliști și un număr mare de creștini care erau acolo. Aceștia erau oameni pe care îi cunoșteam pe pământ, dar pentru că viața lor era plină de ipocrizie, răzvrătire, trăire călduță, mândrie și aroganță, deșertăciune, plin de minciuni, iar acum ardă în iad. Domnul Iisus a continuat spunând: spune-le că m-am săturat de pasivitatea lor. Nu este timpul să-ți critici păstorul sau diaconul. Nu este timpul pentru ceartă sau dezbinare. Nu este timp pentru vacanțe sau timp pentru a te uita la televizor. Nu e timp să mergi la biserică doar de 2-3 ori pe săptămână. Nu este timp să te consumi cu moda modernă. Destul. Asta e tot. Gunoi de la diavol. Spune-le că este timpul să se roage și să postească. Este timpul să te rogi. Da, spune-le să se roage, să postească, să privească, să-mi dea inimile lor ca să-i pot îndruma și să-i conduc. Spune-le să se pregătească, pentru că în curând voi veni la biserica mea și o voi răpi, iar biserica mea nu este pregătită. Spune-le că m-a săturat de Evanghelia socială, de Evanghelia comercială și de această Evanghelie modernă. Vă avertizez că diavolul introduce mult modernism în interiorul bisericii. În aceste vremuri nu este greșit dacă femeile își tund părul sau dacă bărbații au părul lung. Nici nu este greșit în standardele de astăzi ca femeile să folosească pantaloni sau nici să se recăsătorească după divorț. Totuși, toate aceste lucruri lumești și păcatul sunt de la diavol, dar sfințenia și sfințirea sunt de la Dumnezeu.
Apoi Domnul Iisus a avertizat, ajunge cu toată această pasivitate creștină. I-am chemat să nu încălzească doar scaunele într-o biserică, ci i-am chemat să predice puterea Evangheliei sufletelor pierdute. Diavolul creează multă diviziune în interiorul bisericilor. Pământul este singurul loc de împăcare cu frații și surorile voastre în Hristos, astfel că înainte în rai ești deja în armonie. În cerul toți să fim împreună lăudând și slăvind numele Sfânt al Domnului Iisus. Aleluia! Atunci Domnul Iisus a spus, m-am săturat de toate minciunile. Oamenii din biserică mint ca și cum ar fi o parte din competiție de minciuni pentru a intra în împărăția cerurilor. Diavolul introduce multă înșelăciune în inimile oamenilor. Oamenii spun astăzi, ah, e în regulă, a fost doar o mică minciună albă, dar indiferent de ce fel de minciună este, acea minciună vine de la diavol. Biblia spune foarte clar că mincinoșii nu vor intra în împărăția cerurilor. Apoi Domnul Iisus a spus, m-am săturat atât de pasivitatea lor, vreau ca ei să ierte cu adevărat din inimile lor, nu doar din buze, așa cum fac mulți dintre ei. Sunt mulți care trăiesc o viață de păcat, când păstorul, diaconul sau familia nu este prin preajmă. Vin la biserică și cred că totul va fi bine. După câteva minute de rugăciune, ei vor să fie iertați. Prieteni, săpunul nu poate îndepărta pata veșnică a păcatului. Nici nu te poți ruga cu tărie, cu intenția de a continua o viață de păcat. Dumnezeu așteaptă pocăință din inimă și mărturisire. Acestea o aduce la mântuire și la viață sfântă. Astăzi însă există o mulțime de creștini lumești și călduți, chiar și oameni cu opoziție în biserică, în slujba Domnului. Te rog, pocăiește-te! Mâna judecății lui Dumnezeu vine asupra fiilor neascultării. Nu este important dacă îți pierzi poziția în biserică. Important este să-ți faci inima curată înaintea ochilor Domnului. Deci când sună trâmbița, vom zbura cu Hristos în văzduh. Domnul Iisus a spus, unele că vreau să propovedească cuvântul meu așa cum este scris, fără nicio schimbare, omise sau înlocuire. Domnul mi-a spus că de multe ori el dă un mesaj cuiva pentru biserică, iar dacă un anumit frate sau o soră intră în biserică, mesagerul se gândește, o, dacă predic asta acum, ea nu mă va invita la prânz cu ea, cu el. Poate că el sau ea nu va mai urma predica mea, sau ea sau el nu se vor mai întoarce. Domnul zice, cine vrea să meargă să-i lase, Dumnezeu vrea ca acele suflete să fie mântuite și să nu meargă în iad. Dacă Dumnezeu îți dă un mesaj, nu te teme să-l spui, pentru că dacă este cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să se întâmple. Cui pasă dacă nu te mai invită să mănânci sau dacă nu se mai întorc? Nu vă faceți griji, tu trebuie să predici cuvântul curat cum este el și să le dai mesajul. Astfel va trebui să stai în fața Domnului pentru a da socoteală de ce ai tolerat acele păcate. Domnul Iisus a continuat, spune-le că mulți dintre ei predică că Iisus mântuiește, dar încă au îndoieli cu privire la mântuire. Mulți dintre ei predică că Iisus vindecă, dar în prima clipă în care au o durere de cap, iau imediat aspirină în geantă. Spune-le că eu am putere de a salva și de a vindeca. Apoi mi-a confirmat mesajul său cu următoarele versete din Scriptură. 2 Cronici, capitolul 7 cu versetul 14, Coloseni, capitolul 3 cu versetul 5, Iacov, capitolul 4, Efeseni, capitolul 5, Ezechiel 7, Ezechiel 13, Ezechiel 18, Ezechiel 33, Ezechiel 34, Ieremia 7, Ieremia 23, Amos, capitolul 5 cu versetul 18, Amos, capitolul 9 cu versetul 2, Zaharia, capitolul 1 cu versetul 3 și 4, Mica, capitolul 2, Mica, capitolul 6 cu versetul 6, Isaia, capitolul 24, Matei, capitolul 7 cu versetul 21, Matei, capitolul 22, versetele 33 și 34, Ioan, capitolul 8 cu versetul 39, Ioan, capitolul 13 cu versetul 31 și 1 Petru, capitolul 4 cu versetele 17 la 18. Apoi a spus, du-te, dă-i poporul meu mesajul și trăiește, pentru că așa vei ajunge la mântuire, cu o viață de sfințenie. Am început să cobor, dar de data aceasta nu am fost cu mesagerul diavolului. Am fost însoțit de niște îngeri care au coborât, lăudând și slăvind numele Sfânt al lui Dumnezeu. Am venit în camere și când am ajuns acolo, am văzut o mulțime. Grozava care era acolo, unii râdeau, unii mâncau, alții se îmbrățișau, iar alții plângeau. Am văzut-o pe mama în genunchi, peste trupul meu și i-am auzit glasul spunând, Tată, dacă sunt cu adevărat fiica ta, Doamne, dacă m-ai primit ca pe fiica ta,
să faci o minune ca toți cei de aici care sunt să cred în cuvântul tău. Va crede că pot să vârși minuni. Am simțit că ceva m-a tras înapoi în corp și apoi m-am așezat pe pat. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să strig: slavă lui Dumnezeu! Apoi am spus mamei: mamă, mi-e foame! Am înviat din morți și m-a vindecat pentru cinstea și slava lui Dumnezeu. Lăudat fie Domnul, și am căutat să mănânc. Când am spus slavă lui Dumnezeu, toți oamenii s-au întors să mă privească. Partea tristă a fost că când am spus mi-e foame, toți oamenii au început să alerge și să se împiedice unul de altul, în timp ce fugeau. Oamenii care erau afară și vecinii noștri au venit să vadă ce s-a întâmplat și au spus: este cu adevărat miracol. Vă avertizez pe toți, Iisus vine, când ne așteptăm mai puțin la El. Oamenii de la mine de acasă nu erau pregătiți pentru un asemenea moment. Am murit la 7:30 seara și m-am întors în corpul meu la 11 a doua zi dimineața și erau cât pe ce să mă bage într-un sicriu. Nu știu dacă mama a petrecut toată noaptea lângă corpul meu. Familia mi-a spus că mama mea poate e nebună. Trebuia să meargă la farmacie și să cumpere o injecție pe care să o aplice și să o calmeze, ca să-mi pună cadavrul într-un sicriu și să-l ducă la cimitir. Mama mea nu era nebună, trăia și se încredea în Dumnezeu în care avea încredere și același Dumnezeu este Cel pe care îl lăudăm și îl slăvim acum. La început nu știam ce să fac, dar într-o noapte mi s-a arătat Domnul și mi-a spus: iată slujitorul rău, ți-am mai dat o șansă să duci acest mesaj oamenilor, ca să o faceți, astfel te voi tăia pentru totdeauna. În acea zi nu am acceptat să propovăduiesc lumii că trebuie să se pocăiască și să se întoarcă de la păcatele lor, că există o condamnare și o pedeapsă veșnică. Predică, Domnul a promis o țară cerească pentru toți cei care se pocăiesc și îl primesc, pentru oricine se abate de la păcat și de la cel rău. Iisus Hristos ne-a promis iertare și viață veșnică, slavă lui Dumnezeu! Dacă ai avut dorința de a te apropia de Dumnezeu, cere-ți iertare și dacă vei plânge, plânge doar. Nu opri acele lacrimi înaintea prezenței Domnului. Roagă-te doar! Tatăl nostru care ești în ceruri, te rog să ai milă de sufletul meu. Iartă-mi răzvrătirile și șterge-mi greșelile. Te primesc ca mântuitor și Domn. Te rog să-mi scrii numele în cartea vieții, Sfinte Părinte. Lasă-mă să fiu un moștenitor al regatului tău când te vei întoarce la biserica ta. Te rog, fă-mă demn să merg cu tine. Sfinte Părinte, numele lui Iisus Hristos, vindecă-mă de toate bolile minții și ale trupului. Prin rănile lui Iisus am fost vindecat. Mulțumesc, Părinte, pentru victoria din viața mea. Amin. Învierea mea glorioasă din iad. Freddy Ruano.